tinerii mei prieteni în același vagon, pe același locuri, și mă bucur să-i pun de aici. O traducere poetică reușită este întotdeauna un miracol. Știința îl neagă, mintea refuză să-l accepte, dar se bucură de el, poate chiar mai mult decât de o operă originală desăvârșită. Se știe cât de rare sunt, în toate literaturile, asemenea cazuri miraculoase. Aparent, ele pot fi numărate pe degetele unei singure mâini. Baudelaire, care le-a tradus francezul opera lui Poe, Ivan Bunin, traducătorul limba rusă a cântării lui Caiavata de Longfellow, Ciorel de Lestea și Zaharia Stancu, care au făcut practic din Iesenin un poet român. La acestea ar trebui adăugate să câteva nume de mari poeți ruși în întreaga epocă stalinistă, întunecată, în special din anii 30-50 ai secolului trecut. De având dreptul să-și publice propriile poezii nealineate ca tematică și formă realismul socialist, ei, ghilimele, beneficiau de regulă și de un trecut, ghilimele, încărcat, fiind catalogați drept decadenți, avangardiști, în cel mai fericit caz, formaliști. Dar talentul poetic, cunoașterea mai multor limbi, îndeosebea celor romanice, ce darul empatiei, darul poetului traducător, le-au permis să ne ofere traducere exemplare, uneori de-a dreptul miraculoase, prin Eminescu, Argheze, Blaga. Este de ajuns să ne gândim în această ordine de idei la Anna Akhmatova, autoare versiuni rusești a poeziei mieșeni, Venere și Madonna, sau la David Samoilov, care a îmbrăcat cu ceafărul Merit ca haină al romantismului rusesc. Odiseea optimizării operei lui Eminescu în spațiul literar rusesc a început în urmă cu mai mult de un secol. Prima poezie, sonetul postum Orbit de Stele, publicată în 1890, fiind transpus într-o maestoasă limbă rusă de savantul și poetul Fiorul Corș, în anul 1891. De-a lungul decenilor și al secolului, la acest proces au pus umărul alături de câțiva mari poeți care au lucrat pe baza unor traduceri bune și o serie de cunoscători ai limbii române, de la Gheorghe Feroc, la Iuri Coșelnico și Alexandru Brodsky. Acestor nume îi se adaugă cel al poetului și traducătorului Kirill Kovachin. De față la sala Antologia Poeziei Alese pentru tine, Costă Stan, apărută la Moscova, în ajunul aniversării vârstei de 80 de ani, sărbătorită pe scară largă în mass media și în cercurile literare rusești, Kirill Kovachin îi împărtășește cititorul pe totul său artistic. Citesc. Poezia se rotește în sfera dintre polul scovetanii și cel al muzicii. Poezia trăiește atâta timp pe zboară între acești doi poli. Iar aventura vorbite sale depinde de timpul concret și de personalitatea autorului. Am încheiat citatul. Despre peripețiile unor uneori ciudate, atâtori monstruoase ale crimele timpului concret, care l-a format pe Kirill Kovachin, aflăm de romanul său Lumânare în Bătaia Vântului, 1990, și în culegerea de eseuri numărătoare inversă, 2003. Iar destinul său de scriitor se conturează din cărțile sale de poezie, care dezvăluie etape formării unei personalități creatoare bogate și inedite, cu o voce lirică irepetabilă, și un loc aparte în poezia rusă contemporană. Să zice că timpul, atât de aflu cu mulți artiști din generația sa, a fost răbdător cu Kirill Kovachin. Studiile făcute în două școli, cea românească interperică și cea rusească postperică, i-au oferit tânărului inteligent și curios, în fine, posibilitatea de a se dezvolta nestingerit în matca celor două spații lingvistice atât de bogate și de diferite. Datorită talentului născut, și mai ales datorită simplului timp de simpla limbii, el a ajuns să stăpânească perfect nu doar cele două limbi, dar și cele două culturi, care, la rândul lor, i-au deschis drumul către atâtea alte spații culturale. Nu se poate trece cu vederea nici faptul, constatat chiar de Kovachin, că la faimosul Institut de Literatură Maxim Gorki de Moscova, unde a ajuns la începutul anilor 50, el i-a întâlnit printre profesor și pe câțiva dintre ultimii muzicani ai poeziei și gândirii libere. Tot acolo va avea și mulți colegi străini, veniți din cele mai diferite țări, oameni dăruiți, uneori talentați,
El ducea cu sine tradițiile altor sisteme poetice, sufru altor culturi. Dintre acestea, câțiva ei vor deveni prieteni pe viață. Deci sus trăim totuși așa. Toma George Maiorescu, Ioan Grigorescu, Alexandru Simeon, sorii literaturii române postbelice, aflată și ea în pragul unor mari schimbări compuse din regăsiri, dar și din descoperiri. Debutând la sfârșitul anului 40 la Chișinău, Chirip Covaci se afirmă literatura rusă la mijlocul deceniilor următor, când, după moartea lui Stalin, în Rusia sovietică, a venit perioada deschețului. Tânărul poet ocupă o serie de poziții importante în instituțiile culturale, își publică versurile, eseurile și recenziile în cea mai citită și stimată revistă literară a epocii, literatura Gazeta, Gazeta Literară. Dar și în alte reviste literare s-au publicat de la Moscova și Chișinău. Iar în 1955, an de votătură, îi apare prima carte, urmată de noi apariții de versuri și prosă. Astfel, în faimoșii ani 60, el intră cu cinstea în tăiata de poeți care, în poziție, nu chiar că el în cea ani din emerii epocii de club, încearcă să reînnoiască marea tradiție a poeziei ruse clasice și să o reafirme în lume. Critici remarcabili ai timpului observă talentul organic al lui Chirilo Covaci. Poetul făcut ce născut, am spune noi, și nota specifică și ar trebui să ocupe în această tăiată un loc aparte. Citez. În contextul altor poeți ai generației sale, care vorbeau despre deportul între cuvânt și faptă, sau despre integritatea pierdută, în poeziei lui Covaci domină armonia, scria în 1962, Levanism. Despre locul aparte al lui Covaci, în constelația marilor poeți a epocii, a vorbit și Rima Kazakova, iar Evgenie Yevtushenko, publicând, cu numele plăcere, în celebra sa antologie, Strofe Veca, Strofele Secolului, una dintre poeziile lui Apolișcen, de-a dreptul încântătoare, vorba lui Yevtushenko, adaugă la comentariul său un amănunt important, citez. Deși un critic de poezie fiind uneori neiertător, Covaci și-a dedicat totuși întreaga viață altor autori, ca traducător, ca editor, ca mentor. Am încheiat citat. Destinul poeziei lui Chirilo Covaci în România se conturează în traducerile apărute de-a lungul deceniilor revistelor literare. Impresionanta listă de poeți care au elaborat versuri românești ale poezilor lui începe cu Tașcu Gheorghiu și Haș Rămescu, urmați, în ordine cronologică, pe Victor Turcure, Toma George Maiorescu, Mina Nichita Stănescu, Aurel și Ion Covaci, Marie Zorescu, Leu Butaru. Aici îmi permit o paranteză, pentru că nu trebuie oprit la Leu Butaru și în dezordine alfabetică, am să amintesc de Marta Petreu, Zelu Dorean, Liviu Ioan Stoiciu, Adriana lui Gheorghe, Casian Maria Spiriton, Lucian Alexa, Lucian Vasiliu, Liviu Georgescu, George Burburescu, Nichita Danelov și alții, de care știu că Ivan Escu și așa mai departe. Citez. După o asemenea pregătire de artilerie, îi putea să vină și atacul asumat de un singur poet traducător. Afirmă, pe bună dreptate, unul dintre recenzențe cu bine cărța lui Covaci în limba română. Este vorba de colegerea după amiază, apărut în anul 1985 în colecția Orfeu a editurii Univers. Cel care semnează traducerea poeților antologice, antologate, se numește Nicolae Teica. Cartea este primită de colegi români cu entuziasm. La începutul anul 1986, poeții Alexandru Andățuie și Ion Corea publică recenzii elogioase în familia și scânteia tineretului. România literară găzduiește eseul istoricului și scriitul literar Albert Covaci. Oferindu-le o caracterizare țintă, dar substanțială a întregii activități literare a lui Chirilo Covaci, în primul rând, citesc un poet remarcabil la ziua noastră, am încheiat citatul, dar și prozator și critic literar de prestigiu și editor și educator al tinerii generației, autorul eseului ne propune să ne întoarcem la tema care nu poate să nu intereseze în primul rând. Covaci este un citesc avezat și entuziast educator al literaturii române în limba rusă. Am încheiat citatul. Aceeași temă este abordată și în consistenta prefață la prima carte a lui Covaci în limba română, semnată de Ioan Grigorescu. În prezentarea sa echilibrată, bogată în date, confratele poetului observa, pe bună dreptate, cu volumele traduse de Covaci din scriitorul român, ar umple bine textul
fi și greu de crezut că un singur om a tradus atât de multă poezie. Chimenescu, Colbu, Arghezi, Rapolea, Nichita Stănescu, Veronica Provacu, Eugen Cepedan, Maria Manuș, Victor Turgu, Mila Casan, Zacaria Stancu, Vergil Teodorescu, Ion Corea, Tiberiu Dan, Ana Candiana, Marius Orescu, Oana Alexandru, Mircea Dinescu. Și lista nu e, e completă. Urmeze și feresc pentru autentic intelectual benign, Eminescu rămâne prima dragoste și eternul cunoscător al lui Chirici Popartii de-a lungul anilor și a decenilor. Poetul național este adesea punct de referință în eseurile și recenziile sale, de fiecare dată subținte și proaspete. Eminescu propune spre traducere discipolilor săi. La el se întoarce ca traducător. Printre primele tărmăcii de Eminescu semnate de Chirici Popartii, găsim versiunea reușită a unei dintre cele mai cunoscute piese lirice pe această vicioară, 1959, publicată în revista Dnestre, de la Chișinău. Concomitent, îl atrage un alt filon al poeziei mescene, cel filosofic. Fără să-i pese de concurența unor nume răsunătoare, precum Nicolae Astei sau Iuri Cojemnicov, care au abordat mai devreme aceleași texte, el publică revista literară Dulcea Narodului, prietenele popularul. O nouă versiune a poeziei La Steaua și un fragment din propria versiune a poemului Împărat și Proletar. În noul mileniu, activitatea de traducător al lui Chirici Popartii devine tot mai susținută. Alături de traducție de tinere poeți români, el ne oferă noi versiuni ale celor mai renumite poezie mescene. O mare reușită este transpunerea rusească a poeziei și tarului. Una dintre cele mai reprezentative pentru Eminescu, de aceea extrem de greu este reprodus în altă limbă. Liberă de expresie și următor de fidelă ca atmosferă, ca sonoritate, ca mesaj artistic, versiunea rusă a acestei poezii dovedește importantă că traducerea lui Chirici Popartii din Eminescu reprezintă unul din acele cazuri rare și fericite, datorate nu atât urmașterii perfecte a celor două limbi, cât, în primul rând, unui mare talent poetic. Îl salutăm pe Chirici Popartii ca pe un scriitor excepțional, îi ridicăm laude ca traducător al poeziei Ionescu și exprimăm recunoștința noastră pentru faptul că i-a oferit cititorul rus atâta capodoperă ale celor mai interesanți și întârstați poeți români de ieri și de azi. A fost doamna Podinova. Vreau să spun câteva cuvinte despre ce mă frământ pe mine, taina și misterul miracolul supraviețuirii limbii române. Mi se pare că este singurul exemplu din istorie, că o limbă de 1000 de ani, neavând scris școli, biserici, la un moment dat apare pe scena Europei. Unde a fost? Cum de n-a dispărut? Așa ceva, alt exemplu nu pot să găsesc. Spre exemplu, în Rusia, în răvălitorii peste 300 de ani și acum limba s-a divizat în întâi, în cea rusă, ucraineană și belorusă. Și când limba română a rămas integră, a rămas în același corp, cu mici diferențe de regiune. Și inima limbii întotdeauna se concentrează la un moment dat ca o stea în inima unui poet. Și aceasta a fost apariția lui Eminescu. Aș spune că Eminescu e foarte popular în Rusia, e citit, mai ales că e apropiat și mentalității poporului rus și poezilor ruși, ca Pușkin și Lermontov. Și alții, prima dată, prima carte a fost în anul 1950, apărut la Moscova. Și de atunci, în lumile lui răsun. Acum e mai greu, dar vom căuta și vom lupta și cu nouă oră înduieri și cu toate intenții de ei și de clișuri pe care le are, ca să propagăm totuși poezia, ca să o menținem la un milion anumit. Doar unica, spune, este diferența dintre dezvoltarea poeziei românești și cei rusești. Poezia rusă
Până acum caută totdeauna să lupte cu proza. Adică din proză se face poezie. Cum zice acum Tova, когда вы знали, с какого ссора суд стихийный ведает стыда, как одуванчик договора, как там бобрянный или беда. Так как чтие, тем чего мной все наше, то же поэзия, как у я, варикали, да сейчас. Чи Маяковский, это здесь еще, как я так делаю, улица кончится без языка, и ей нечем кричать и разговаривать. Кука, strada își caută cuvântul, limba și strigă și tipul neavând glas. Nu mai poate să se dea glas în mulțimii străzii. Poezia română cam nu face asta. Ea nu duce masa de scris pe stradă. Dar mi se pare că o ridică pe munte. Mai sus, mai aproape de scris, de metafizică. Și cu asta, poate din tradițiile romanice, poate din tradiții proprii, de Virginie de la Mioresa, cu taina ei. Și de aici e o mare îmbogăție între poezii, când să se întâlnesc ele între ele. Încă un cuvânt, că desigur traducerea adevărată este incutită. Deci, din cauza că poetul nu aduce numai poezia, poetul cel mare, geniu. El aduce cu dânsul și toată țara lumea. Și asta nu se transportă dintr-o parte în altă, din urmă în altă. Și aici, adică, ce primește copilul cu sânge, cu laptele și mamei, din copilărie, asta nu se poate traduce. Este imposibil. Adică, noi putem să aprindem interesul față de o altă cultură și să mulțim lumea cu simțul acestui mister a altei lumii. Dacă îmi dați voi, vă citesc câte o poezie lui Eminescu, din limba rusă, pe care am citat de traduc eu, căutând să fie totuși poezie în limba respectivă. Nu știu dacă cineva din dumneavoastră cunoaște limba rusă. Și dacă geam vă bat în geam, за тем, чтоб я затосковал и звал твои ладони, в окно мне тополь постучал, дрожа, как от погони. Затем и озеро до дна озерено звездой, чтоб ты зашла, как тишина над маятой мужской. Затем и выплыла луна из облачного плена, чтоб сердце-то была одна со мной неизменно. Звезда зашла на небеса, как первая на свете. Лучи ударили в глаза спустя тысячелетия. Самой звезды, быть может, нет, и где была сияние. И к нам живой посмертный свет явился на свидание. Звезда свой лик в урочный час, в зенит приподымая. Желание зримое для нас, а умерла сияние. Так не тверди, что минул срок, что время все хоронит, любви угасший огонек, еще тебя догонит. Вы болтаете, он не гневнет черни здравому рассудку, и его вам не заставит записать под чью-то дудку. Вы пляшите, как хотите, не похвалит, не освещит, ведь художник настоящий только в сердце правду ищет. Это факты народа. Да. Ну, вам теперь это как-то на две. Чечу моя. Пячей жуличуара. В том же самом переулке светит прежняя луна, лишь тебе не появится за решеткой окна. Ветви бросят за ограду, расцветает тот же сад, но в саду, но и сад никуда и не вернули жены назад. Той души уже не встречу, той улыбки не блеснуй, только я оставлю прежний, повторяю прежний путь на свидание, час урочный,
Шлата, нежная моя, тайна, рощица тенистой, знай, только ты та я. Ты на грудь ко мне склонялась, губы жаркие даря, во многом говорили, ничего не говоря. И умели поцелуи, сладко голову кружи, разрешая все вопросы, не успеешь не спросить. Но когда спросил у жизни, жизнь ответила мне, что слова твои клятвы, блик случайно на волне. Ветер треплет за навесом, переулок вес в луне, только больше ты не увидишь, не покажешь. Мы берем Тарадуски, Али Мотивы Форкорича, подруги, подруги, Чувайфач, Тарадуски. Ты лесок мой, рощица, как живется, множится, с той поры, как я вдали, волны времени прошли, с той поры, как я ушел, много странно пошел. Я живу, как той порой, в югу слушаю зимой, веточки ломаются, реки закрываются, песенки не просятся на лесные просеки, ну а летом, как пройду, только слушаю мою. Тропку подвожу к ручью, где я всех водой пою, мои песни нравятся, девица, красавица. Лес мой лес, река струится, время длится, время мчится, юным ты всегда растешь, молодец не встаешь. Что мне время, вечный шорох, звезды светятся в озерах, в озерах. Время доброе или злое, для меня оно родное. Пусть кружится, так и знай, для меня течет Дунай. Только бренный человек свой утрачивает век. Неподобные мы люди, как мы были, так и будем. Мы с морем и синим, и землей с пустыней.